Bună seara, sunt Soada Carcuchi și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O femeie de 39 de ani însărcinată în luna 8 a fost lovită de un tren de pe cursa Chișinău-Moscova. Nenorocirea s-a întâmplat la Fălești. Victima se află la reanimare. Doi adolescenți au ajuns la spital după ce au fost loviți de o mașină pe o trecere de pietoni. S-a întâmplat aseară pe strada Alba Iulia din capitală. Campania electorală încă nu a început, însă prin capitală vedem deja panouri cu iz electoral. Ce cred locuitorii orașului despre acestea, aflați în jurnal. Rusia va expulza 23 de diplomați britanici ca răspuns la decizia similară luată acum câteva zile de Londra. Totodată Moscova închide consulatul Marii Britanii de la Sankt Petersburg. Incident grav la gara din orașul Fălești. O femeie însărcinată în luna 8 a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de un tren care circula de la Chișinău spre Moscova. Totul s-a întâmplat astăzi în jurul orei 2. Potrivit poliției, din motive încă neclare, femeia în vârstă de 39 de ani se afla pe calea ferată, iar mecanicul locomotivei nu a reușit să frâneze. La fața locului au fost chemați medicii care au transportat victima la spital. Femeia se află la reanimare. Vremea și arată capriciile. Dacă de dimineață am avut parte de cer senin și soare blând, spre seara a început să toarne cu găleata. La noapte ar putea chiar să ningă, anunță meteorologii. Și dacă totuși ziua a început frumos, locuitorii capitalei au profitat din plin. Oamenii au ocupat parcurile și au încins grătare. Parcul Valea Morilor a fost locul perfect pentru promenadă și relaxare. Oameni de toate vârstele au ieșit astăzi din case și s-au lăsat răsfățați de razele de soare și de vântul de primăvară. Să vrem timpul frumos, ne bucurăm de, eu nu știu, de primele zile sau de ultimele zile, de iarnă, de primăvară. Mă dau cu rolele cu fratele meu și tata. Am transpirat mai mult și acum mă simt mai bine. Trotineta la Valea Morilor. Foarte bine, ne plimbăm. Iată, suntem colegi de școală. Pentru iubitorii sportului pe două roți a fost o zi tocmai bună pentru plimbarea cu bicicleta, așa că familia Panin a decis să facă un tur prin oraș. Deschidem sezonul. Studenților de la Ciocana aproape și ne-am venit aici, ne-am făcut un cerc și ne ducem înapoi. Mâine o să fie zăpadă și plimbăm azi. Mâine cu Sania. Oamenii spun că vor sta întreaga zi afară pentru că mâine frigul îi va ține în casă. Cu așa un timp, adică nici nu se ne crede că o să fie frig. Vedem deja, vine sau nu vine. Nu prea credeți. Nu. De astăzi tot transmis ploi. Aglomerația a fost și în parcurile din centrul orașului. Cei mai bucuroși sunt copiii care s-au distrat pe terenurile de joacă. Primăvară, aici în timpul care trezește viața. Și natura se trezește, și oamenii se trezește. Sunușca frumoasă cu sibe pogodă, e mers și linușca provetriță, șop ne sedei doma. Câteva familii au ieșit la iarbă verde și au încins grătarele pentru prima dată în această primăvară. Cârnăciori, cu fratele, soție, cu nata și copii. Profităm de ziua de astăzi, că e soare, e cald, e bine. Dacă astăzi am avut parte de soare, mâine ne-am putea trezi cu zăpadă pe străzi. Meteorologii au emis cod galben de schimbare a vremii. Avertizarea intră în vigoare în această noapte și va fi valabilă până pe 22 martie. În nordul țării, noaptea se vor înregistra până la minus 13 grade. Potrivit meteorologilor, astfel de temperaturi la mijloc de martie nu s-au mai înregistrat de 60 de ani în țara noastră. Vremea se va încălzi abia spre sfârșitul săptămânii viitoare. Copiii se bucură cel mai mult de sosirea primăverii. Cei care merg la grădinițe, ori învață la școală, zburdă prin curți în timpul pauzelor. Noi facem un iafa, care dintre ei, care pierde, apă aceea numără. Cum este afară? Foarte bine, mișcăm. Alături de cei mici se distrează și educatoarele de la grădinițe. Cum își petrec timpul liber copiii, vedeți în continuare. Primăvara se reține și în vestul Europei. În Marea Britanie, vremea anevoioasă provoacă probleme pe aeroporturi. Astfel, cel puțin 15.000 de pasageri au fost afectați. În sud-vestul țării s-a așternut un strat de zăpadă de aproape 25 de centimetri, un fenomen extrem de rar pentru această perioadă anului. Din cauza viscolului și a temperaturilor scăzute, oamenii au fost îndemnați să stea în case, având în vedere că vremea rea se va menține pentru încă câteva zile.
23 de diplomați britanici au fost declarați persona non grata în Rusia și vor trebui să părăsească această țară. Anunțul a fost făcut de autoritățile de la Moscova, care au suspendat totodată activitatea consulatului Marii Britanii de la Sankt Petersburg. Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul britanic pentru a-i comunica decizia luată. 23 de diplomați britanici sunt nevoiți să părăsească Rusia în cel mult o săptămână după ce au fost numiți persoane non grata în această țară. Nota ce conține replica Kremlinului a fost transmisă ambasadorului britanic la Moscova, care a fost convocat dimineața de vreme la Ministerul Rus de Externe. Se întâmplă pentru a doua oară într-o săptămână. Laure Bristow a fost scurt în declarații, menționând încă o dată motivul pentru care Londra a aplicat sancțiuni acum câteva zile. Totodată, consulatul Marii Britanii de la Sankt Petersburg va fi închis, anunță Kremlinul. Deocamdată nu se știe când se va întâmpla acest lucru. Între timp, cei 23 de diplomați ruși au plecat aseară din Londra după cum li s-a cerut. Criza dintre Rusia și Marea Britanie a izbucnit la începutul acestei luni, după ce fostul agent rus Sergei Skripal și fiica sa au fost otrăviți cu o substanță neurotoxică. Londra acuză Moscova de cele întâmplate. Kremlinul, la rândul său, neagă. Doi adolescenți de 15 ani din capitală au ajuns la spital cu mai multe fracturi după ce au fost loviți de o mașină pe o trecere de pietoni. Accidentul a avut loc aseară pe strada Alba Iulia din capitală. Copiii traversau strada regulamentar când au fost loviți de un Porsche. Ambii au fost răniți și transportați cu ambulanță la spitalul Valentin Ignatenko. Acum starea lor este satisfăcătoare, însă rămân sub supravegherea medicilor. Poliția a deschis o cauză penală. Startul campaniei electorale încă nu s-a dat, însă bătălia mesajelor se pare că deja a început. Orașul este împânzit de panouri cu texte care par să vizeze alegerile locale din luna mai. Pentru că sunt scrise cu roșu, unii oameni cred că ar fi fost instalate de socialiști. Nu am reușit să obținem o reacție de la PSRM. La intersecția mai multor străzi din capitală pot fi observate panouri gigantice, pe care sunt scrise diferite mesaje. Acesta, de exemplu, are următorul text: vai de orașul nostru, cine îl poate salva? Deși nu este clar cărui partid sau candidat îi aparține lozinca, oamenii spun că știu cine ar fi autorii. Hai să treci de al lui Dodon, dar nu mai cred eu că e într-o stare rea. Pur și simplu aici e o leacă de politică. Iar este o politică și iar este legat de ceva și aici ne-am săturat cu toții. Dacă îți permite ca să fie afișat tot orașul, vă dați seama de cine asta este dirijat și de unde vine toată asta. Dar când sunt alegerile? Desigur că, că voi merge. Numai decât. Contactați de ProTV, reprezentanții Partidului Socialist nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. PSRM a anunțat că mâine își va anunța candidatul pentru șefia capitalei. Alegerile locale la Chișinău vor avea loc pe data de 20 mai. Până acum în cursă s-au înscris Andrei Năstase, liderul platformei DA, și liberalul Valeriu Munteanu. Potrivit legii, candidații își pot începe campania electorală abia după ce sunt înregistrați de Comisia Electorală Centrală în lupta pentru fotoliul de primar general. Odată cu venirea primăverii, copiii se bucură de fiecare rază de soare. Ultima săptămână, care a fost cu temperaturi generoase, i-a ținut pe cei mici afară, pe terenul de joacă. Și dacă în weekenduri se pot distra întreaga zi, în timpul săptămânii o fac doar la pauze. Pentru că această dimineață a fost plină de soare, copiii au ieșit prin parcuri și la terenurile de joacă, unde s-au distrat cât au avut puteri. Când sunt mai mulți copii afară, ne jucăm prinsa, zombie, scunsa, dar când sunt mai puțini, mai plin sau chem copiii afară să ne jucăm. Noi de obicei ne jucăm fotbal și ne mai ducem cu prietenii pe la terenii. Este primăvară și este cald. Mă joc cu prietenii. Bunei și părinții spun că au ieșit la plimbare cu odraslele lor, lăsându-se alintați și ei de ultimele raze de soare, înainte de frigul care ne așteaptă. Da, e o zi foarte frumoasă și am hotărât să ieșim un pic să ne distrăm împreună cu nepoțica. Ies cu copiii la plimbare. Copiii găsesc mereu timp de joacă. Când sunt la grădiniță, aleargă prin curți, de parcă ar fi niște prevestitori ai primăverii.
Copiii care se joacă prin curțile grădinițelor sunt ca niște prevestitori ai primăverii. Alergă cât îi țin picioarele. Mă duc cu papușariu aici acasă. Îmi place afară, că e aer cald. Mă joc cu staff. Da, îți place afară? Da. De ce? Educatorii spun că alături de cei mici se simt și ei ca niște copii. Dacă ar fi voia lor, ar sări în sus o zi întreagă. Plimbările la aer curat sunt foarte benefice pentru sănătatea copiilor, mai ales că astăzi e o zi foarte frumoasă. E păcat, trebuie de scos copiii afară să se joace. Dacă pe timp de iarnă elevii claselor primare alergau pe coridoare, acum așteaptă sunetul la pauză ca să zburde prin curte. Plin de energie, aceștia își amintesc cele mai interesante jocuri, se împart în echipe și cât durează pauza, se zbenguie, după care merg din nou la ore. Mișcăm de ascunsă. Noi facem un iafac, care dintre ei, care pierde, apă ce numără. Cum este afară? Foarte bine, mișcăm. Mă ieșit afară și eu spun jocoleac, cu Larisa, cu drojdie de miele. Așa o leacă, e mai reșfrod, așa e ghine. Următoarea vacanță a elevilor va fi de pe 8 până pe 15 aprilie. Dacă intenționați să cumpărați un apartament, aflați că acum e momentul potrivit. Prețul pentru o locuință în Chișinău a scăzut în ultimul timp. Experții explică de ce. 30% din creditele luate de către companiile de construcție nu pot fi întoarse la timp. Deci ele se confruntă cu probleme foarte mari. Companiile vor prefera mai degrabă să vândă decât să ia un preț mai bun. Cele mai ieftine apartamente sunt la Buiucan, iar cele mai scumpe în centru. Mai multe la acest subiect aflați în jurnal. Ucraina blochează alegerile din Rusia pe teritoriul său. Kievul a avertizat că va interzice rușilor accesul în consulatele țărilor pe parcursul zilei de mâine. Moscova susține că se va plânge la ONU pentru încălcarea drepturilor internaționale ale omului. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ministrul ucrainean de interne anunță că mâine rușii nu vor avea acces în consulatele țării lor în mai multe orașe, inclusiv Kiev, Harkov, Odessa și Lvov. Arsen Avakov susține că polițiștii care păzesc instituțiile nu vor lăsa alegătorii să intre în interiorul clădirilor pentru a participa la scrutinul organizat la 4 ani de la anexarea Crimeei de către Rusia. Moscova a numit aceste acțiuni inadmisibile și a acuzat Ucraina de încălcarea drepturilor internaționale ale omului. Pe site-ul oficial, Ministerul Rus de Externe a declarat că astfel vor fi afectați peste 80.000 de ruși care locuiesc în Ucraina. În Federația Rusă, astăzi e ziua tăcerii, iar orice formă de agitație electorală este interzisă. Pe teritoriul acestei țări au fost pregătite 97.000 de secții de vot, iar în alte state sunt aproximativ 400. Se așteaptă ca scrutinul să fie câștigat de Vladimir Putin, care în acest caz va obține al 4-lea mandat prezidențial. Principalul opozant rus, Alexei Navalny, care a fost exclus din cursă, a îndemnat rușii să boicoteze alegerile. Șoferii moldoveni care conduc camioane înmatriculate în România au ieșit azi la protest. Aceștia sunt nemulțumiți de legea care îi obligă pe camionagii cu numere înregistrate în România, Marea Britanie și Grecia să plătească o taxă de ședere de 24 de ore pentru o zi. Oamenii spun că este o nedreptate atâta timp cât celor din Federația Rusă le-ar fi fost anulate recent. Peste 15 șoferi și-au tras camioanele pe dreapta sub podul de lângă circ în semn de protest. Aceștia susțin că legea care impune doar pe șoferii cu numere de înmatriculare în România, Grecia și Marea Britanie să plătească taxa de ședere pe teritoriul Moldovei este una discriminatorie. Foarte pașnic protestăm, să fim auziți, noi asta vrem, să fim auziți. Câteodată este că scoatem mașina, o ducem la român și o punem la parcare, plătim parcare acolo. Femeia te întreabă, bun, deci mă duc și dorm în vamă. Când când celălalt, veniți acasă, mai copii, dar aici plecați mai copii de acasă. Din 2008, Ion Triboi și-a deschis o firmă de transport în România. Chiar dacă este cetățean al Moldovei, spune că peste Prut este mult mai simplu să obții documentele pentru camioanele care transportă marfa. Din februarie, pe lângă taxa de intrare de 20 de euro, aceștia sunt nevoiți să mai scoată din buzunar câte 24 de euro pentru fiecare 24 de ore petrecute pe teritoriul țării. Este o tentativă de discriminare a transportatorilor din România. Este ca un fel
se pare chiar că este o răfuială. Șoferii spun că în acest fel este încălcată legea Uniunii Europene, care prevede că șoferii camioanelor, după 7 zile de lucru, sunt obligați să ia o pauză de 45 de ore. 27 de firme de transport din România au depus o plângere la Ministerul Economiei și Infrastructurii din Moldova. Am primit un răspuns care mi se pare nou că este o atitudine batjocoritoare. Spune că România a încălcat prevederile acordului bilateral privind taxele de drum. Cei care au protestat susțin că nu au fost anunțați că o asemenea lege urmează să intre în vigoare. La o zi de când a fost votată, șoferii ar fi luat amenzi. Aceștia mai spun că legea este interpretată de vame și după bunul lor plac. Un șofer de-a meu a decedat tata. Le-a prezentat la vameș certificatul de deces. Vameșul a spus că pentru o zi te iert, pentru a doua te pun să plătești. Cum aplicăm? Vreau te iert, vreau nu. Pentru 26 de minute, acum când ai ieșit din țară, am plătit 24 de euro. Deci fiindcă eu stăteam în rând ca să intru în vamă. Când au fost ninsorile, au fost blocat drumul la Anieni. Și au stopat camioanele că nu circule. M-au apropiat de poliție și m-au dat să certifica ceva că este calamități naturale. Noi stăm undeva pe câmp. Duceți-vă la comisariat și luați. M-au taxat, cam întârziat cu 3 ore, m-au taxat cu 500 de lei. Lilian este șofer de tir de peste 3 ani, cel mult 6 zile pe lună și le petrece acasă, unde l-așteaptă cu dor soția și fiul. În asemenea condiții și piedici din partea statului, bărbatul se gândește tot mai mult să-și ia familia și să plece peste hotare. Aici nu mă ține nimic. Șoferii sunt de aici, din Republică, nu? Banul care îl câștigă, tot în Moldova se cheltuie. Că mașina e din România, asta e doar pentru că de la minister se dau actele mai ușor. Șoferii solicită o mai mare transparență asupra modului de percepere a taxelor pentru drum, în cazul în care autoritățile nu vor întreprinde măsuri. Aceștia spun că vor continua să protesteze. Reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii nu au fost de găsit pentru a comenta situația. O școală la care elevii să vină cu plăcere. Asta și-a propus un cuplu din capitală care la toamnă va deschide ușile unui liceu diferit de cele pe care le avem acum. Acolo copiii vor fi scutiți de teme pentru acasă, iar în afara orelor vor avea parte de o serie de activități distractive. De exemplu, iarna vor putea patina sau chiar juca hockey. Pentru a-și duce odraslele la acest liceu de lux, părinții vor trebui să achite o taxă de până la 4.800 de euro. Acum 15 ani, Efrosinia Guzun împreună cu soțul și cei 5 copii au mers în Italia în speranța unui viitor mai bun. După 4 ani însă au înțeles că străinătatea nu e pentru ei, așa că s-au întors acasă. În Moldova au luat-o de la zero. Fiind nemulțumiți de sistemul educațional din țară, au decis să deschidă o grădiniță. Nu s-au oprit aici. Anul trecut le-a venit ideea de a construi o școală, însă nu una obișnuită. M-am gândit de ce nu există așa o școală unde copilul să meargă de dimineață până seara. Acolo să-și facă temele, acolo să-și aibă activitățile care îl interesează și sunt bine. Ingineri de meserie, cei doi soți au un plan să revoluționeze sistemul de învățământ de la noi. Astfel, elevii nu vor mai avea teme pentru acasă, iar în funcție de vârstă, aceștia vor începe lecțiile la ore diferite, la 8, 8 și 15 sau 8 și 30 de minute. Ca să nu facem intersecțiile astea la pauze, la masă, ca să nu fie șambuteaj la parcare. La școala soților Guzun vor fi interzise gadgeturile. Acolo elevii nu vor mai sta în pauze cu telefonul în mâini. Fiecare etaj o să fie o cameră, o să fie 10 tablete, el o să poate să sune. Nu știu că o să fie greu, dar o să luptăm. După amiaza și până la ora 18, elevii își vor putea ocupa timpul cu diverse activități. Pot alege între terenul de sport, ori sala de pictură sau muzică. Iarna vor putea chiar patina sau juca hockey. Cluburi științifice, cluburi sportive, artă. O să fie o dezvoltare multilaterală. Aici avem un amfiteatru, o pistă de skateboard avem în partea asta, avem pista 100 de metri de alergat, terenul de fotbal, basket, volei, parcare pentru biciclete. Pe centru o să facem pentru sezon, pentru iarnă, patinoar și hockey. Liceul va putea concura cu ușurință cu instituțiile de învățământ din Europa, iar pedagogii vor fi toți din Moldova. Avem niște cadre didactici foarte buni, muncitoare. Eu sunt foarte mulțumită de echipa care am ales-o. Înscrierile la școală au început cu 3 săptămâni în urmă, iar până acum au fost depuse peste 60 de dosare. Părinții vor trebui să scoată din buzunare sume frumușele. Pentru ciclu primar, 4.000 de euro, de la clasa 5 până la 12, 4.800 de euro. Noi ne-am pregătit de o investiție, deja s-a dublat.
La această școală vor putea învăța și copiii cu nevoi speciale. Pentru ei au fost create toate condițiile. Avem ascensor, pandus, acces la licee speciale pentru copii cu dizabilități motorice, avem zone speciale făcute pentru copii cu autism. Construcția va fi finisată la începutul lunii iulie. În spatele meu va fi poarta, unde părinții își vor lăsa copiii, iar aici recepția, unde elevii vor fi întâmpinați. Aceasta urmează să fie o clasă. Noi am făcut un proiect de încălzire pasivă. Aerul condiționat și încălzirea o să fie o sistemă unică. Administrația a depus documentele la Ministerul Educației pentru a coordona modificarea curriculumului școlar, dar și pentru a obține autorizația de funcționare. Liceul, amplasat în centrul capitalei, urmează să fie deschis la toamnă. 540 de elevi vor putea învăța în această instituție. 2018 este anul potrivit pentru a cumpăra un apartament. Companiile de construcție nu au cu ce își plăti creditele la bancă, așa că mențin prețuri minime pentru a scăpa de faliment. Și cum singurii buni de plată ar fi cetățenii, economiștii tind să creadă că agenții vor face tot posibilul în acest an să atragă cumpărătorii. Agenții imobiliari spun că în ultimii ani volumul construcțiilor a atins nivelul maxim. Ultimele date oferite în februarie de o agenție imobiliară de la noi arată că prețul mediu pentru metru pătrat în Chișinău este de 523 de euro. Costurile variază de la un sector la altul. Astfel, cel mai ieftin apartament cu o cameră îl veți găsi la Buiucani cu 555 de euro pe metru pătrat, iar cel mai scump în centrul capitalei, care este cu 80 de euro mai mult. Nu sunt cele mai mici prețuri, însă piața este una stabilă, spun economiștii, așa că 2018 ar putea fi considerat anul oportun pentru a cumpăra o locuință. 30% din creditele luate de către companiile de construcție nu pot fi întoarse la timp. Deci ele se confruntă cu probleme foarte mari. Companiile vor prefera mai degrabă să vândă decât să iau un preț mai bun. Deci acum toți au nevoie de lichidități. Toate companiile de construcție au nevoie de bani ca de aer. Încă o dată repet, presiunea e enormă că nu pot întoarce creditele. Unde mai pui că 2017 a fost un boom al creditelor ipotecare, oamenii s-au împrumutat și ei de la bănci, așa că se formează toate premisele pentru a crede că în acest an vânzările de locuințe vor crește. Populația și-a capătat încredere că valuta s-a stabilizat, plus au vrut să cumpere și nu au cumpărat în anii precedenți. Agenții imobiliari confirmă cele spuse de experții economici și spun că de la începutul anului tot mai mulți moldoveni își cumpără apartamente. Acum sunt cele mai solicitate apartamente cu două odăi în blocuri noi, între 50 și 60 de metri pătrați. Cele mai scumpe, deja că toți cunoaștem, sunt în centru. Da? După care, la fel, Buicani, Rușcanovca, Bulevardul Moscovei, Ciocana. Oamenii spun că prețurile nu au scăzut semnificativ, iar blocurile noi nu sunt de o calitate înaltă. Dar este că le fac cam ca deodată jos. N-am dorit să cumpărăm, copiii s-au aranjat, sau de toate, noi tot avem. De la stat, ne l-au dat pe timpul și le stat. Și pe urmă lucrați unul și altul, ne-am cumpărat unul și la nuntul lecuță, că și ne-am adunat și ne-am făcut apartament. Prețurile știi cum diferă. Vrei ceva bun și prețul mai scump. Și ca să iei un credit, nu-i performant, deoarece trebuie să te lucrezi, trebuie să ai un salariu minim de vreo 8.000 de lei. Dar de unde să iei 8.000 de lei lunar? Nu le faci. Decât un apartament într-un bloc nou, unii spun că mai bine și-ar cumpăra o casă. Aș cumpăra o casă, cred, nu apartament, sigur. Pentru casă, de două nivele. Ai tot comodități, ieși afară, ieși la aer, ieși cu natura în contact, ai un bazin. Care sunt peste hotare, sunt mai hâtri, strâng bani. Și investesc în apartament. Potrivit agenților imobiliari, cele mai solicitate rămân apartamentele cu o suprafață mai mică, iar companiile de construcții sunt dispuse să vină cu oferte de prețuri de la 15 până la 20.000 de euro. O ciocolată în formă de diamant și care costă cât un automobil face furori la un festival delicios din Portugalia. Pofticioșii au scos din buzunare aproape 8.000 de euro pentru a o cumpăra. Ciocolata, una dintre cele mai scumpe din lume, a sedus gusturile rafinate ale bucătașilor din Dubai, Argentina și Rusia. Cine a preparat delicatesa, vă spunem în câteva minute.
Pacienții se plâng, iar doctorii scriu, așa arată o vizită la medicul de familie. În cele 15 minute cât durează o consultație, bolnavii nu se prea bucură de atenție din partea specialiștilor, întrucât aceștia au de îndeplinit 10 de formulare și rețete. Doctorii recunosc că există această problemă, însă spun că nu au încotro. Sunt normele impuse de regulamentul Ministerului Sănătății. Unde persistă durerea? Și dacă persistă? La atingere? Așa. Consultația propriu-zisă durează doar câteva minute, după care medicul de familie se așează la masă și începe să scrie. Timpul prețios pe care îl poate acorda în totalitate bolnavului, doctorul îl irosește pe zecile de formulare. Uneori vomii sunt prezente, Printr-un ordin al Ministerului Sănătății de anul trecut, o vizită la medicul de familie trebuie să dureze aproximativ 15 minute. Este foarte puțin, spun pacienții. Unde mai pui că aproape în tot acest timp doctorul stă cu ochii mai mult în foi? Noi așa, dintr-o parte, vedem că e foarte încărcat și are mult de scris. Până înseamnă în cartelă și apoi tura medicală, până scrie... Așteptăm. Uitați-vă și dumneavoastră cum sunt cartelele astea la noi. Noi avem multe boli, toți, eu să zicem așa. Doctorul trebuie să scrie foarte mult și pierde mult timp cu aceasta. Și iată acolo în coridor, vedeți cât mai stau acolo. La polul opus, medicii spun că nu au încotro și că practic sunt îngropați în hârtii. În mediu pacienți pe zi avem de la 20 până la 25 de pacienți. Iar acum, în perioada când este recea anului, apar foarte multe viroze și normal că de la 25 putem să avem chiar și până la 30 și. Părere de rău, nu dovedim în aceste 15 minute să acordăm și pacientului atenție și înscrierea în cartele, în calculator, să încercăm să investigăm pacientul de la și până la sfârșit. Se întâmplă în condițiile în care munca este împărțită și cu asistenta medicală. Noi putem să scriem de la 3 rețete până la 6-7, depinde ce diagnoze are pacientul. Același scenariu se repetă la fiecare cabinet. În timp ce bolnavul vorbește, medicul de familie scrie. Ar fi o programă după care noi am lucrat. Și ar fi mai ușor de dat. Noi, cum e pacientul, acuzele care răb de noi am însemnat, care e tratament, am scris diagnoza, dar așa se primește că noi am scris în fișă, am introdus în calculator, aici ai timp. Cei de la Ministerul Sănătății ne-au spus că subiectul se află în vizorul lor, însă nu ne-au oferit mai multe detalii. La începutul anului, într-o conferință de presă, noua șefă de la Sănătate, Svetlana Cebotari, a declarat că una dintre prioritățile pentru 2018 este soluționarea acestei probleme. Debirocratizarea activității medicilor prin revizuirea listei indicatorilor de performanță în acordarea asistenței medicale primare, accentul fiind pus pe rezultat, care în final va crea condiții și va permite medicului de familie să acorde mai mult timp pacientului. Deocamdată însă nu au fost întreprinse măsuri în acest sens. Flori, culori și multă inspirație. Așa pare să arată primăvara anișoarei Login, pe care am surprins-o la o ședință foto. Prezentatoarea Pro TV a schimbat mai multe rochii și a optat pentru o coafură lejeră. Urmăriți un reportaj realizat de reporterii de la O Seară Perfectă. Să fac niște poze de primăvară, încerc să intru în atmosfera de primăvară, pentru că este un anotimp tare frumos și deși mie martie nu-mi place tare mult, pentru că mie mi se pare că încă avem o bucățică de iarnă, aștept primăvara foarte mult și ne bucurăm de ea, de culori, de rochii diafane frumoase și pline de floricele. Pentru această sesiune foto, Anișoara a îmbrăcat rochii scurte alese cu seamă de fashion stilista Ruslana Babii. Этот цвет очень хорошо сочетается как с её цветом кожи, так и с цветом волос. Один из трендов текущего тёплого сезона это приспущенные плечи. И платье, которое я выбрала для второго образа, оно как раз со спущенными плечами, с подчёркнутой линией талии. Это платье можно выгуливать на какие-то вечерние, полувечерние мероприятия.
E prima, cea scurtă, este un model de rochie pe care eu o port foarte des, în special vara, doar că obișnuiesc să le port poate nu cu atât de multe flori pe mine și cu fără tocuri. Primul stil de rochie mi-a fost foarte aproape, m-am regăsit. Al doilea este o rochie puțin mai lungă și cu umerigoi, după cum putem vedea. Eu, în mod normal, nu port umerigoi, pentru că e secretul meu de ce nu port umerigoi. Pentru acest photoshooting, prezentatoarea a optat pentru o coafură lejer împletită, potrivită perfect cu ținutele alese. Mie îmi plac foarte mult împletiturile. Eu le port cu orice ocazie unde găsesc. Acum, ședința foto era despre primăvară. Mie, florile și împletiturile mi se asociază cu primăvara, respectiv n-aș fi putut să port altceva. Da, aș fi putut să vin cu părul pe spate sau în bucle, doar că eu m-am și săturat un pic de ele. Deja pentru mine asta este foarte, foarte banal. Au trecut 3 luni de când Anișoara Loghin a schimbat pupitrul știrilor pe o emisiune de divertisment și probabil că vă întrebați cum au evoluat lucrurile până acum. S-au schimbat niște lucruri, dar să zic eu că mi-am intrat în rol, eu nu joc un rol. Și aprecierea trebuie să vină cu siguranță de la cei de acasă, pentru că eu, în primul rând, mă strădui să fiu eu, să fiu firească. Îmi permit anumite glume, îmi permit să zic câte ceva din viața mea până la urmă, dar așa mi se pare mie că este mai bine să faci la o emisiune de divertisment unde tu vorbești cu oamenii, respectiv și oamenii vorbesc cu tine. La un moment dat să mai aduc și așa ceva în garderoba mea. Am purtat eu lungă o dată de două ori, dar în mod normal nu. Bine, dacă nu este ocazie. A fost haos la Madrid, sute de oameni au ieșit pe străzi, au aprins fumigene și s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. Manifestațiile au început după decesul unui imigrant care a avut un atac de cord în timpul unor altercații cu polițiștii. Asemenea, slogane au răsunat ore în șir pe străzile capitalei spaniole. Înfuriați, protestatarii au aprins fumigene și au blocat mai multe străzi. Poliția a intervenit să facă ordine, însă totul a luat o întorsătură gravă. Protestatarii nu s-au lăsat duși acasă, au dat foc la automobile și au spart vitrinele magazinelor. Sute de oameni au ieșit la protestul care s-a încheiat noaptea târziu, iar câțiva tineri au fost reținuți de poliție. Mulți au încercat să scape de oamenii legii și s-au luat la pumni cu aceștia. Manifestațiile au început la Madrid după moartea unui imigrant care era vânzător în urma unor ciocniri cu forțele de ordine. Acesta a avut un atac de cord și a murit. Oamenii îi acuză pe polițiști de comportament agresiv și inadecvat față de străini. Cum ar fi să gustați ciocolată care costă peste 7500 de euro? Aflați că în Portugalia a apărut acest deliciu într-o ediție limitată. Ca o adevărată bijuterie, ciocolata cu fulgi de aur, prezentată în cadrul unui festival local, a fost păzită de bodyguards. Pentru o porție de ciocolată de acest fel, plătiți cât pentru un automobil, costă 7728 de euro. Produsul merită banii, asigură bucătarii care spun că au folosit ingrediente speciale, șofran, trufe albe, vanilie din Madagascar și, cel mai important, aur de 23 de carate. Firește, fulgii de metal prețios sunt comestibili. Creatorul este un portughez, Daniel Gomez. Produsul de lux de 3 cm înălțime și 2,5 cm lățime are forma unui diamant. Ciocolata a fost pregătită într-o ediție limitată, având 1000 de exemplare. Cumpărători s-au găsit în Emiratele Arabe Unite, mai ales în Dubai, dar și în Argentina și Rusia, scrie presa străină. Deliciul, care era păzit de bodyguards, a fost prezentat în cadrul Festivalului Ciocolatei din Portugalia.
Un pui de elefant din Thailand a făcut furor pe internet. Acesta a fost surprins în timp ce se apropie de o turistă, o pune la pământ și se joacă cu ea minute în șir. Filmulețul a făcut în conjurul lumii și a adunat 10.000 de vizualizări și comentarii pe rețelele de socializare. Este momentul în care puiul de elefant se apropie încrezător de o femeie originară din Statele Unite și, prăbușindu-se peste ea, o pune la pământ. Turista Hannah Frenchick recunoaște că a fost luată prin surprindere, dar a rămas extrem de fericită văzând animalul atât de prietenos. Minute în șir, elefantul s-a tot așezat lângă femeie, parcă vrând să o îmbrățișeze. Totul s-a întâmplat la o fermă de elefanți dintr-o regiune de nord a Thailandei, care a devenit foarte cunoscută printre turiști. Filmulețul a fost publicat pe internet chiar de femeie. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare și au fost văzute de 10.000 de oameni, adunând și numeroase comentarii. Fază uluitoare la un meci din Franța, doi fotbaliști din aceeași echipă s-au luat la bătaie chiar în timpul meciului. Adversarii au fost cei care i-au despărțit. Avec Boucherdra, Nginda. Il y a des espaces, Nginda qui a pris les informations qui va s'entraîner, non, c'est trop. C'est trop haut, trop fort pour Yannick Mamilon qui va éviter la sortie de balle. Et attention, attention parce que ça se bouscule sur le terrain. Totul s-a întâmplat la un meci din Liga Secundă franceză. Doi coechiperi ai oaspeților s-au luat la pumn cu 10 minute înainte de final, când echipa lor pierdea cu 1-3. Arbitrul a văzut întreaga scenă și i-a eliminat pe fotbaliștii bătăuși. Într-un final, oaspeții au mai primit un gol. Au aprins stadionul înainte de derbiul Turciei, cu o zi înainte de cel mai așteptat meci din campionat. 28.000 de fani au venit la antrenamentul lui Galatasaray și au făcut un show de neuitat. În timp ce jucătorii echipei se antrenau înaintea derbiului cu Fenerbahçe, suporterii au aprins fumigene și au creat o atmosferă demnă de o finală pe stadion. Galatasaray este lider în campionatul Turciei cu 53 de puncte după 25 de etape. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Moștenirea lui Born. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md. O seară frumoasă!